Accident de coșmar pe traseul Chișinău-Bălți. Un tânăr de 26 de ani a decedat după ce ar fi adormit la volan, iar mașina lui a ieșit pe contrasens și s-a tamponat cu un autocamion. Vă atenționăm că urmează imagini care pot afecta emoțional. Totul a avut loc în dimineața de 17 iunie la ora 6 în localitatea Codreanca din Raigunul Strășeni. În imaginile de la fața locului se pot observa mașina transformată într-un morman de fiare, dar și autocamionul răsturnat pe acostament. Potrivit datelor oferite de către ofițerul de presă de la Inspectoratul de Poliție Strășeni, Mariana Didenco, mașina era condusă de un tânăr de 26 de ani care l-avea ca pasager pe un preot de 40 de ani. Preliminar, conducătorul auto ar fi adormit la volan, moment în care mașina a ieșit pe acostament izbindu-se lateral într-un autocamion condus de un bărbat de 61 de ani care se deplasa regulamentar din sens opus. Din nefericire, coliziunea a fost fatală pentru șoferul mașinii de 26 de ani. Acesta a decedat imediat după producerea impactului. Pasagerul din mașina lui a scăpat nevătămat ca prin minune. Nici șoferul autocamionului nu a avut de suferit. Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove scrie că tânărul decedat a fost diacon la Biserica Sfântul Arhanghel Mihail de pe lângă Spitalul Clinic Municipal numărul 2 cu același nume. Acesta a lăsat în urma sa o familie îndurerată, soția și un copil mic de numai un anișor. Preotul va fi petrecut pe ultimul drum la Biserica Sfântul Alexandru Nevski din satul Țarigrad, Raionul Drochia, în data de 19 iunie.